respectați regulamentul, da? Un meci frumos să faceți, da? Multă baftă. Vă depărtați? Ești pregătit? La mine n-are voie să... Nu la mine, la mine n-are voie să vorbească. Îl avem în colțul roșu pe George Zanoagă, fratele lui Alex Zanoagă și Denis Ceaușu, antrenor la absolut. O tentativă de low kick a lui Ionuț Popa și trage piciorul Alex. Tatonează terenul și bine face și că se obișnuiește cu atmosfera. Încearcă o lovitură din întoarcere și alunecă, dar s-a ridicat foarte repede. Lovește în gol Ionuț, a încercat un croșeu de stânga Alex. Presim că se duc trei runde aici. Să vedem cum va decurge această luptă. A intrat un... Foarte bun low kick din partea lui Ionuț. Încearcă să sară la picioarele lui, încearcă să ducă lupta la sol. Ionuț Popa din ce am văzut. Îl duce se pare jos, că asta e tehnica Alex lui. Să vedem cum va ieși Alex Zanoagă. Oh, la mautul acolo. Să vedem ce atacă. Va aplica Alex. Foarte bine. A reușit să iasă. Să vedem dacă încearcă să-l arunce la sol, iese de acolo Alex Zanoagă. Foarte frumos, foarte frumos. Spectaculoasă, oferită de cei doi ce participanți. Da, e un meci foarte interesant, demn de un main event. Foarte interesant. Să vedem acum cât de tare se vor gaza cei doi și cum vor rezista fizic. Îmi place aceste meci și îmi dă emoții și această muzică ritmată. Un croșot de stânga încasat de Ionuț Popa acolo. Este foarte important că acum fiecare să țină planul de luptă, pentru că dacă intră haotic, clar că va pierde condiția fizică. Hai să vedem dacă Alex... Cum stăm la puncte, din curiozitate întreb? Până acum meciul este acolo, nu? Este acolo, pentru că Ionuț Popa a încercat o ducere la sol, care nu i-a reușit în totalitate. Iar Alex a ieșit. Și totuși Ionuț continuă să atace. Agresiv, Ionuț destul de agresiv, luptă destul de bine, îl văd sigur pe el. Ionuț Popa ținea de Marius Tiță, deci... Se vede că cei doi își doresc foarte mult. Este un match demn de main event această luptă. O lovitură și încasată de Ionuț Popa, este trimis la sol. Ground and pound, Alex Zanoagă insistă, încearcă o ștrangulare de la spate, un RNC. Scapă de acolo, nu-l lasă, se duce peste el Alex Zanoagă. Este la podea, s-a ridicat Ionuț Popa. Foarte spectaculos acest meci cu răsturnări de spate. Toată sala noastră este în picioare, aș vrea să vedeți pe margine. A dominat lupta Alex Zanoagă acolo la sol. L-a trimis din pumn la sol pe Ionuț Popa și a continuat cu ground and pounds. A insistat și și-a făcut treaba foarte bine. Un croșeu de stânga încasat de către Ionuț Popa. Nou croșeu de dreapta, încearcă să-l ducă în gardul curci, puștii pe ea. Alex Zanoagă pune un clinch de taicom, a lovit acel gol. Final de repriză, foarte spectaculos meci. Mi-a foarte plăcut, un meci foarte spectaculos. Avem un meci, băieți. Alex trebuie să respire, să se reculeagă, îl văd pe Ionuț Popa destul de răvășit, așa, și Alex Zanoagă. Aș vrea să anunț că sunt înapoi în meci, da? Sunt în cărți încă, știu că nu mi-ați dat șanse, însă Ionuț este spectaculos. Cât timp ar fi nu orbește meciul, e clar că toată lumea este în cărți. Uitați-vă cum s-a făcut pielea pe mine. Îmi place foarte mult acest meci și am emoții pentru cei doi. Îmi doresc să câștige Alex Zanoagă pentru că am lucrat cu el la două din luptele sale, l-am antrenat. De această dată s-a ocupat altcineva. Peste 7.000 de... Avem 7.500 de oameni care urmăresc. Sunt convinsă că putem acel și mai mult de stânga încasat de către atât. Mi-aș dori și eu să dau o fugă să-l încurajez aici a căzut din croșeu de dreapta și încasează lovitură după lovitură, ground and pound. Și acea tentativă de ștrangulare nereușită a lui Alex Zanoagă. Un meci foarte disputat. Aici avem un knockdown. Începe repriza a doua. Începe repriza a doua. Tiță, oricum un meci echilibrat, fără foarte discuții. Echilibrat. După prima repriză, totuși, cine ar avea punct? Eu văd avantajat pe Alex Zanoagă pentru că a lovit și are acel knockdown plus ground and pound, dominarea din pe finalul ultimei reprize. Perfect din partea celor doi. Haideți să vedem a doua repriză. Dar mi se pare mie sau Ionuț poate doi. Puțin la fizic, nu știu, mai multe kilograme decât Alex Zanoagă. Da, cred că e un pic mai greu decât Alex Zanoagă, dar mai masiv, categorie, cred. Dar nu
nu se simte această chestie, nu s-a simțit acolo. A căzut Alex Roagă din lovitură, s-a ridicat foarte, foarte repede. Cade Ionuț Popa, se aruncă Alex Roagă și alunecă peste el și alunecă acolo. A făcut semn arbitrului că se alunecă foarte tare în acel colț. Arbitrul a oprit timpul și șterge pe jos. Haide, Albastru! Un meci foarte disputat și foarte echilibrat. Ionuț Popa, chiar dacă este la primul său meci, arată că știe să lupte și își dorește victoria, dorește să meargă mai departe. Un middle kick lansat de către Ionuț Popa. Pot să zic că Ionuț este o surpriză pentru mine. Deci efectiv stă meci, mă așteptam să ducă lupta la sol, dar văd că stă în picioare și l-a pus toată jos pe Alex. O lovitură frontală încasată de către Alex Zănoagă. În clipa de față se duce lupta pentru centrul Guștii. Are o condiție fizică excepțională, Ionuț. Eu pe asta m-am bazat când l-am ales. V-am spus că îl urmăresc și participă la tot felul de competiții sportive pe care le și câștigă. Ionuț are tehnică și e surprinzător, cum a zis Sebastian Vieru, pentru primul meci în cușca Eriksen. Ține la distanța pe Alex. Condiția fizică, Alex trebuie să fie foarte atent pentru cât pierde condiția. Se aruncă peste Alex, se roagă Ionuț Popa. Încearcă acel croșeu de dreapta, să-l surprindă cu acel croșeu de dreapta. Suntem peste 9000 de persoane la acest meci. Vă mulțumim din suflet Ionuț celor de pe YouTube. Popa, un meci foarte disputat, directă de stânga și nu face pasul înapoi. Lovitură de frontal lansată de către Ionuț Popa. Alex Zanoagă încearcă cu acel croșeu de stânga să-l prindă. Alex pare obosit sau doar își conservă energia pe lovitură? Energia. Vedem ce plan va avea Alex. Aruncă lovitură după lovitură. Este un meci între doi gladiatori care fiecare își dorește victoria. Oh! Haide, ce Alex se bagă în dificultate, Alex. Acolo. Va trebui să lovească. Apărate! Încasează lovitură după lovitură. Alex Zanoagă este în dificultate. Să vedem dacă nu va mai, reuși să facă ceva împotriva lui Ionuț Popa. Trebuie Alex, să încerce să intre la picioare. Stop! Un meci foarte disputat. Această repriză Ionuț Popa a câștigat-o din punctul meu de vedere, cred că este 1-1 la reprize până acum. Contează foarte mult ce se va întâmpla în cea de-a treia repriză. Deci prima repriză eu l-am văzut pe Alex Zanoagă câștigător, în cea de-a doua repriză pe Ionuț Popa. Cred că cea de-a treia repriză va fi decisivă din acest meci foarte disputat. Cred că plec cu mai mulți bani de aici, scumpul meu coleg. Nu se știe, meciul încă nu s-a încheiat, meciul este MMA, s-a se poate întâmpla orice. Din punctul meu de vedere, deși nu sunt expert în treaba asta, fără discuție, tu te pricepi mult mai bine, însă dacă Alex nu dă un knockout, eu cred că victoria nu este a lui. Nu există un knockout, nu mai începe să dai pronosticuri, pentru că se punctează pe fiecare repriză în parte individual. Prima repriză a fost a lui Alex Zanoagă, a doua lui Ionuț Popa, deci până acum este egalitate. Mă bazam pe cea de-a treia repriză este decisivă. Alex este foarte obosit acum și nu va putea câștiga multe da, puncte. Da, e vorba doar de condiție fizică de în momentul de față. Fizică, la asta mă să-l refeream. Vedem în cea de-a treia repriză, lupta încă nu s-a încheiat, nu putem să dăm încă pronosticuri, să vedem cât de repede și-a revenit după acest minut cât de pauză. Cât de repede s-au învinețit băieții, este uimitor. S-au împărțit multe lovituri acolo. Acum Alex va trebui să dea totul sau nimic. Toată lumea care din colțul dorește mai mult în cea de-a treia să vedem ce se întâmplă. Îi vedem pe toți cei din colțul lui Zanoagă. Cum vă spuneam, sala este a lui Zanoagă. Online-ul este a lui Ionuț în momentul acesta. Toată lumea în picioare aici, urmărim cu interes acest meci. Foarte multă emoție în acest meci. Da, eu îmi strâng pumnii, nu mai îmi fac răni. Croșeu de stânga aruncat de către Alex Zanoagă. Directă de stânga aruncată de către
forțează cu acel, încasează doi pumni Ionuț Popa și rezistă, duce acele lovituri. Directă de stânga lui Alex, face pasul în față, Alex a simțit că este ar putea unul la unul. Ar putea acest meci să se încheie la puncte? Da, se poate duce la puncte. O protecție dentară aruncată pe acolo, suntem 7100 în acest moment, de respiro pe live. Pentru Alex așa a apărut. Alex trebuie să preseze, să schimbe strategia și să meargă în față ca să își câștige repriza și să câștige lupta. Low kick încasat de către Alex Zenoaga, va trebui să meargă în față. Alex din zona care are nevoie de knockout, altfel efectiv pierde acest meci. Asta... din ce văd aici. Încolțit de către Ionuț Popa, împins în gardul puștii, să vedem cum va reacționa Alex Zenoaga aici la... și cum va rezista la acest clinch. Încasează câteva lovituri acolo. Lucrează și du-te aperi, da? Îi prinde capul în Popa, să vedem cum se apără. Alex Zenoaga lucrează, la acea ghilotină. Încă o lovitură în plin. I-a căzut protecția dentară lui Alex Zenoaga, lupta continuă. Stop! Stop! De ce i-a oprit arbitru? Pentru că nu mai era acțiune, nu mai luptau. Nu pot să cred! Am câștigat! A abandonat Alex Zenoaga, a cedat fizic, nu pot să cred. Asta înseamnă intuiție, dragii mei, vă mulțumesc, da, zici că e meciul foarte meu. Spectaculos. Un meci care ne-a ținut pe toți de cu sufletul la gură, un meci de da, main un event. Spectacol de meci. Ionuț Popa câștigă celor doi, merităm amândoi toate aplauzele noastre. Nota 10 pentru băieți. A rezistat mult mai bine fizic. Cum am povestit și noi înainte de acest meci, condiția fizică face diferența. Exact. Ionuț Popa a rezistat. Trebuie să ai și un pic de inimă, pentru că și Ionuț Popa a avut niște momente dificile în această luptă, în prima repriză, pe care le-a depășit și a mers înainte. Da, prima repriză clar a fost al bine, Ionuț! Lui Alex, dar uite, Ionuț ne-a arătat că... S-a întors să mulțumească, apreciez. Da, da, da. Știe că a fost singura deci, care a crezut în el. Din multele dăți în care lor erai apariat, iată că și de data asta a câștigat. Nu, e vorba... Nu am ce să zic, este efectiv, pe mine m-a surprins plăcut Ionuț Popa, întrucât a venit pregătit, a venit dornic de această victorie și n-avem decât să îl felicităm pentru exact. Ea. Exact, felicitări Ionuț! Și felicitări până la urmă ambilor participanți, pentru că au dat totul acolo în cușcă. Haideți să-l auzim pe Mike să dea decizia finală. Ladies and gentlemen, câștigător printr-un abandon în a doua rundă. Aplauze pentru colțul albastru, Ionuț!